Da, iubesc copiii, iubesc muzica, așadar ce se caute o educatoare aici? Spune poezii și copiilor. Sunt bucuroasă că pot să spun câteva cuvinte despre această carte care mi-a plăcut și pe care o recomand cu căldură tuturor. Pentru mine, Bărăganul sună exotic, parcă ar fi dintr-o emisiune de la National Geographic, un loc depărtat și unde se ajunge greu. Deși l-am traversat în drumul către mare, niciodată nu m-am gândit la sentimentele oamenilor acelor locuri. Oare cum este să trăiești pe o câmpie nesfârșită, fără munții văzuți de la fereastră? Am avut norocul să primesc volumul Flori de Ciulin și l-am citit mai mult din curiozitate. Nu pot să spun că sunt o mare cititoare de poezie, cu toate că facem memorizare. Dar pot să spun cu mâna pe inimă că am fost plăcut, surprinsă de la început. Poezia domnului Vasile Dumitru este ușor de citit, pentru că este o poezie în stil clasic, fără formulări pretențioase pe înțelesul tuturor. Bine, aici ar fi o mică paranteză. Unele cuvinte nu le știam, fiind regionalisme, dar asta mi-a stârnit curiozitatea să le caut și să le înțeleg, chiar dacă sensul unora putea fi dedus din context. Cum ar fi coviltir, ogrinși legați în poezia Icoane, mășălii, pârloage, vălătucii se adună în poezia Doină. Pentru mine un lucru este cert, poeziile sunt pline de imagini vizuale, auditive, olfactive, cu fiecare vers tablourile se încheagă în fața ochilor, fiecare poezie pare o invitație la plimbare într-o lume a culorilor. Autorul menționează că volumul este dedicat satului natal cu ocazia împlinirii a două veacuri de atestare documentară și asta aduce o nuanță de profunzime a poeziilor din carte, pentru că este de apreciat ca o persoană trăitoare în Ardeal să nu se jeneze de rădăcini, de viața simplă a copilăriei la țară, mai ales în îndepărtatul Bărăgan, unde viața nu a fost ușoară și sunt convinsă că nu s-au schimbat prea multe în această privință pentru locuitorii satelor. Poeziile nu sunt adresate numai persoanelor adulte și spun asta ca o apreciere. Nepoata mea aici de față, care nu prea are astâmpări, Maria, în vârstă de numai 6 ani, ascultă, înțelege și discută despre cele auzite, fiind foarte curioasă din fire. Mi-au plăcut mai multe poezii, dar vreau să vă citesc una dintre ele, și anume poezia Testament, care efectiv m-a uns pe suflet. Îmi permit să spun că prin intermediul acestei poezii, domnul Vasile Dumitru atrage atenția asupra adevăratei averi a omului care se clădește doar prin, citez, munca bună neștirbită. Bunul simț, care în vremurile prezente este o piesă de muzeu, cei 7 ani de acasă primiți de la părinți și totodată grădina, locul pentru zei unde apare viața din țărână. Autorul evidențiind legătura puternică a omului cu divinitatea. Astfel că cel mai bun, mai înălțător și mai onest îndemn este să munciți și să muncim cu toții, iar atunci grădina e un colț de rai pentru fiecare dintre noi. Așadar, potrivit cuvintelor alese ale autorului, într-o altă poezie, încă un an vom trece ca o rugă să ne închinăm pentru acei ce au fost, să fim mai buni și să muncim cu rost și să sorbim un vin de viață lungă. Sfârșitul poeziei colind, dacă tot din sărbătorile. Și acum permiteți-mi să vă citesc poezia Testament. Testament. Nu pot să spun că am să las avere, mașină și o casă cum se cere. Nici bani în bancă adunați în saci și nici vreo magazie cu colaci. Las însă munca bună neștirbită ce poate fi o viață folosită. Las bunul simț, o piesă de muzeu găsită hăt departe în satul meu.
mai las cu drag o parte prețioasă din viața mea, cei 7 ani de acasă. Îi am de la părinți, niște țărani, ce au muncit din greu în bărăcan. Dar mai presus de toate, dragii mei, vă las grădina, locul pentru zei, unde apare viața din țărână cu slobitoarea și cu sapa în mână. Tot ce ați visat o să vă împliniți. Parola este scurtă, să munciți. Și atunci grădina e un colț de rai. Eu mă retrag în munți, cântând din nai.